Mii de oameni au ajuns în zilele de sărbătoare la mănăstirea Prislop, loc de pelerinaj și una dintre destinațiile turistice populare din vestul României. Părintele Arsenie Boca este considerat un sfânt și românii merg chiar și de mai multe ori pe an în pelerinaj. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Pentru ce miruri prin milostivire cu lacrimi amestecați, o ucenițelor, Îngerul cel ce a strălucit la mormânt a zis mironosițelor. Mii de oameni din toate zonele țării au venit aici pentru a vizita biserica medievală și pentru a se ruga în fața mormântului părintelui Arsenie Boca. Vremea bună a completat atmosfera de sărbătoare care a cuprins în ultimele zile așezarea din Țara Hațegului. Mănăstirea Prislop a fost înființată în secolul al XIV-lea, iar de-a lungul timpului a fost locul mai multor evenimente istorice. Aici se află chilia Sfântului Ioan, un călugăr care și-a dăltuit singur într-o stâncă ascunsă de pădurea Silvașului locul de viețuire, însă a murit înainte de a termina lucrarea, ucis de vânătorii care l-ar fi confundat cu un animal sălbatic. La mănăstirea Prislop se află mormântul și piatra funerară a domniței Zamfira, fiica domnitorului muntean Moise Vodă Basarab. La mijlocul secolului XVI, domnița s-a refugiat în Ardeal după ce tatăl ei a fost ucis. A vizitat mănăstirea din Țara Hațegului, iar potrivit unor legende, după ce a băut din apa izvorului de la Prislop, s-a vindecat de boala de care suferea. Atunci domnița a decis să restaureze din temelii biserica și să-i dăruiască odoare scumpe și o icoană făcătoare de minuni.